Organele cu murături sunt nelipsite din casa fiecărui român. De-a lungul timpului acestea au fost apreciate pentru gustul lor. Pentru ca murăturile să iasă ca la carte, gospodinele apelează la o serie de trucuri. Nu puține sunt situațiile în care observăm că murăturile s-au înmuiat în borcane și nu mai au aceeași textură crocantă. Pentru a evita acest lucru, gospodinele obișnuie să adauge în borcane o serie de ingrediente. Printre acestea se numără și usturoiul. Doi sau trei căței de usturoi adăugați vor fi suficienți pentru ca aceștia să rămână tari și să aibă un gust deosebit. De asemenea, dacă vreți ca murăturile să nu fie tari, atunci ar trebui să nu încălziți saramura. Astfel, acestea vor rămâne crocante. Și câteva bucăți de rădăcină de hrean vor menține murăturile tari. Este de ajuns să apelați la ajutorul unui singur ingredient precizat mai sus pentru ca murăturile să se mențină tari. Este important să folosim oțet alb, care are o aciditate de minim 5%. Un rol important îl are și sarea. Dacă optați pentru realizarea unor murături în saramură, atunci ar trebui să folosiți sare grunjoasă neiodată. În ceea ce privește cantitatea de sare folosită, puteți opta pentru folosirea a 25-30 de grame de sare grunjoasă la fiecare litru de apă. Dacă nu sunteți sigur că ați pus suficientă sare, puteți să verificați acea lucru cu ajutorul unui ou. Tot ceea ce trebuie să faci este să puneți oul în saramură. Dacă acesta se va ridica, înseamnă că acesta este destul de concentrat. Pentru murăturile de oțet, cantitatea de oțet va fi în proporție de o parte oțet, trei părți de apă. Dacă țineți cont de aceste sfaturi și recomandări, veți avea parte de cele mai bune murături. Acestea vor fi suficient de tari. Pe lângă faptul că vor fi pe placul tuturor, aceștia vor fi și foarte lăudați. Relatează playtech.ro